Accidentul s-a întâmplat în weekend, când nava Caledonia era pregătită să părăsească portul autohton din Dana 35-36. Din cauza unei manevre greșite, vasul a atins uscatul cu prova și a rămas imobilizat într-o poziție statică în bazinul portuar. Embarcațiunea are o lungime de 188 de metri și era încărcată cu 10.000 de tone de laminate din oțel. La momentul incidentului, o echipă de la Capitania Zonală s-a deplasat la fața locului și a efectuat o inspecție subacvatică la navă pentru a putea stabili ce măsuri se impun. După mai bine de o oră de la măsurători, s-a luat decizia descărcării unei cantități din marfa de la bord, mai exact 1.000 de tone de laminate, pentru a ușura vaporul, astfel încât acesta să se ridice singur de pe fundul apei. Capitania Zonală a declanșat o anchetă și, dacă se va stabili că incidentul s-a petrecut ca urmare a unei erori de pilotaj, atunci comandantul va fi amendat.